Acesta ar putea fi sezonul tău. Cu tine, Superliga e super! Oțelul Galați întâlnește Universitatea Cluj în acest meci din etapa 5-a. Meciul se anunță deosebit de interesant. Urmăriți alături de noi această primă partidă a zilei din Superliga. Vedem cum arată și primul 11 al Oțelului. Oțelul Galați într-un modul 4-3-3 începe în această seară cu Relu Stoian în trebuturi. Linia defensivă este alcătuită din Milen Jelev, François Iapre, Dragan Lovric și Dan Panait. La mijlocul terenului Iuri Cisoti. 1-1 cu Șefșii. Hai să vedem cum arată și primul 11 al echipei lui Toni Petrea. 4-2-3-1 așezare cu portarul Gorcea. Apoi pe linia de fund Dimitrov, Miron, Mitrea și Vătăjelu. Practic linia rămâne neschimbată față de meciul anterior. Apare Perianu, locul lui Filip, în fața defensivei alături de Bic. Apoi Popadiuc în locul lui Stoica. Oțelul are lovitura de start. Oțelul, echipă care s-a descurcat bine în Covazna, în fața celor de la Șepșii. Egalată târziu formația lui Dorinel Munteanu. Un antrenor extrem de nervos, frustrat după acel 1-1. Și a început această confruntare cu un prim atac al trupei gazdă, însă, iată, Universitatea Cluj recuperează repede acest balon. Hai să vedem această minge centrată, prelungită în fața porții, reține Gorcea. Mare emoții și pentru play-off. Repunere de la margine, deja primele 15 minute scurse și iată ce execuție frumoasă. A doua lovitură liberă în această primă repriză. Distanța este însă destul de mare. Importantă este centrarea și o reluare care vine din partea croatului Lovric. Acolo era Bodișteanu care n-a putut să scoată mingea pentru Ilia Dimitrov. Dimitrov care apare în primul 11 în locul lui Cârjan. Cârjan, ăsta este un șut tare. Minge care se duce peste poartă. Miron și Mitrea. Minge trimisă în adâncime pe care urmărește acolo Chipciu. Chipciu în careu. Chipciu își face mingea pe dreptul. Șutul său este blocat. Stoian a dat impresia că vrea să prindă mingea asta, da. Era de respins. Oricum scapă. Și eu cred că mingea ar fi trebuit să rămână pentru Clujeni la faza de mai devreme. Aici este însă pericol. Să vedem, e căzut acolo. Oh, shoot, gol! E o problemă la intrarea la ciumirea de Bic. Să vedem însă dacă golul cred că nu a fost... Cred că este o discuție din camera VAR. Există posibilitatea ca Universitatea Cluj să beneficieze de lovitura liberă. E foarte important ce s-a întâmplat în duelul premergător execuției spre poarta lui Andrei Gorcea, la Ovidiu Bic. Băieții lui Toni Petrea cer lovitura liberă. Cred o semnalizare din partea lui Daniel Mitruți, asistentul de pe linie 1. Să vedem. Nu pare că... Vorbim despre un faul. Jardin reușește să recupereze în acel duel cu Bic, tot el înscrie, însă trebuie să mai vedem o dată aici dacă e faul sau nu. Greu de zis. Convinge. Dar el trebuie să judece acest contact de la spate. Aici mingea este, da, pare în contact în controlul lui Bic. Eu zic că e faul. Și care pare să fie lovit de la spate. Este gol anulat. Cătălin Munteanu, oficial al Oțelului Galați, extrem de nervos. Este posibil ca și Oțelul, dar și Universitatea Cluj să reușească să mai aducă măcar un jucător, poate chiar doi. Atenție aici, moment periculos, fază la care Oțelul Galați scapă. Poate acum foarte bine Jartan. Și mai departe, Răzvan Tănasă, centrarea este foarte importantă, atenție, pericol, gol! Minutul 59! Oțelul Galați, da.
al treilea gol din acest campionat al Oțelului e semnat de același număr 11, care a fost aproape invizibil pe parcursul partidei. Pop însă, dacă primește ceva în preajma careului, devine deosebit de periculos. Eroare mare, imensă, în zona Universității Cluj, acolo, în jumătatea proprie. Tănase centrează, Tănase o face exact. Preluare scurtă, execuție imparabilă a acestui Pop pentru Oțelul Galați, Universitatea Cluj, 1-0. Balon lovit cu list exteriorul piciorului drept, atât Iani Stoica cât și Dragoș Tescan. De asta dată ar trebui să o ajute pe Universitatea Cluj. Iani Stoica își pregătește șutul și este ocazie bună, șansă mare. Cluj trebuie să fie atentă, pentru că Oțelul Galați are șansa contraatacului. Balonul rămâne în teren. Este o fază posibil periculoasă. Masiel, portughezul, care așteaptă pentru a pasa și centrează pentru Tănase. Și Ianis Stoica. Aceste prime două modificări la Gălățeni fac diferența. Atenție! Ocazie imensă! Tănase putea profita. Tânărul. Însă Universitatea Cluj nu renunță și este absolut normal. Caută golul egalizator. Alex Chipciu, acțiune individuală, Chipciu, și este penalti. Da, într-adevăr, minutul 88, am intuit. O intervenție tare la Dragoș Tescan, imprudentă a lui Relu Stoian, minut 88. S-ar vrea să fie o problemă la clavicul acolo. Poate aici ne vom edifica. Hai să vedem pe Nistor. Față în față cu Stoian, marchează și este 1-1. În minutul 91, practic. Se lasă liniștea la Galați și suporterii Universității Cluj sunt la propriu pe gardul peluzei. Bucurie de nedescris, am intrat în primul minut al prelungirilor, au fost arătate cel puțin 4, intervenția lui Relu Stoian la Dragoș Tescan și ulterior execuția impecabilă, imparabilă, semnată de Dan Nistor. Nu ghicește colțul Relu Stoian pe atacul Oțelului. Șut pe jos, însă care se duce destul de departe, cred, de poarta lui Gorcea. Execuția lui Jivulici. Cred că mulțumit și Toni Petrea, având în vedere că echipa lui a fost condusă până în ultimele minute. Cred că își propusese să ia toate cele trei puncte atunci când venea. Se termină meciul. Victoria Oțelului trebuie să mai aștepte, pentru că se termină 1-1. Un gol marcat de Pop și unul înscris, iată, de Nistor. 1-1 rezultat final, iar Oțelul Galați trebuie să se concentreze deja pentru jocul din etapa viitoare de la Botoșani. Acesta ar putea fi sezonul tău. Cu tine, Superliga e super!